prieteni și colegi ai mei, toți primari, domnul secretar general, domnul primar Dan Niță de la Miroslava, domnul Benoni Moruzi, primarul Comunei Aroneanu și membru în acord, și domnul Stelian Turcu, primarul Comunei Lățcan și, evident, președinte Ligii Aleșilor Local, pentru că am vrea să vă aducem spre dezbatere două campanii de informare pe care le are Partidul Național Liberal la nivel național și, evident, noi le implementăm la nivel de județ, cu campania cu gazul românesc și cea cu autostrada Unirii. Întâmplarea nefericită face că astăzi dimineață, când am deschis televizorul, pe toate canalele era dată știrea cu criza de la complex energetic Oltenia și, din nefericire, habarnismul guvernării PSD-ALDE face ca situația, mai ales în plină iarnă, în ceea ce privește sistemul energetic, să fie una dezastruoasă. În acest sens, aș vrea să vă spun și să vă comunic, au făcut-o ieri și președintele Ludovic Orban, vom chema pe Ministrul Energiei la ora premierului în Parlament, pentru că suntem în situația în care nu putem să girăm, să continuăm această criză pe care cei din PSD-ALDE, efectiv, în toate domeniile de guvernare, o transpun. Nu ne este străin nici nouă, nici dumneavoastră, faptul că la fiecare ciclu de alegeri se nasc sau continuă să-și perpetui influența niște băieți deștepți din energie care nu fac altceva decât să tranzacționeze gazul rusesc prin firme românești, urmând să le crească prețul, astfel încât toată această factură o fac pe energia și pe banii poporului român. În ultimul trimestru al anului 2018 a fost o perioadă cu multe măsuri ciudate, fapt care este demonstrat și de criza de la sistemul energetic Oltenia, care sper ca guvernul să găsească înțelepciunea și măsurile necesare astfel încât să fie depășită. Iar referitor la gazul natural, aș vrea să vă fac o precizare în sensul în care România, deși este principalul furnizor și producător de gaz în Uniunea Europeană și o țară independentă energetic, respectiv 90% din gazul românesc, din producția internă fiind la consumul intern, suntem în situația în care astăzi mai puțin de 40% din locuințele din România, în jur de 36, sunt racordate la rețeaua de gaze naturale. Avem o situație de la statistică cu toată structura pe județul Iași, cu fiecare comun în parte, cu fiecare locuință, din fiecare sat, dacă este acordată sau ce combustibil folosește, este trecut în evidențele statisticii pentru gătit. Aș vrea să vă spun că plafonarea asta a prețului la gazele naturale nu face altceva decât să mărească dependența și toată presiunea este pe consumatorul casnic, pentru că, având în vedere că în fiecare an consumul este mai mare cu 2,6%, vom deveni din ce în ce mai dependenți de gazul rusesc. Partidul Național Liberal, dacă vă mai aduceți aminte, în toată luna noiembrie și decembrie, odată cu discutarea redevențelor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, a lansat un proiect ca mare parte din acele redevenții să intre în dezvoltarea administrațiilor publice locale prin dezvoltarea de magistralii și, evident, apoi comunele României și localitățile să se poată racorda la gazele naturale. Acum, și noi, la nivel național, am demarat această campanie cu gazul românesc și aș vrea să mai fac un apel și eu, ca și ceilalți colegi din conducerea Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, de a demara cât mai repede acest program național de dezvoltare locală, PNDL3-ul, cunoscut în limbajul uzual, prin care Guvernul României să finanțeze și din resurse guvernamentale dezvoltarea de infrastructură pentru furnizarea gazului metan. Vreau doar să îi las și pe colegii mei primari pentru a vă spune care sunt problemele cu care ei se confruntă în comunitățile pe care le conduc și aș vrea să vă gândiți dacă trei primari
dintre cei mai activi, pentru că sunt și în zona metropolitană și au comunii mai puternici, întâmpină greutăți în a asigura facilități și condiții de viață normale pentru locuitorii comunelor lor și comunităților lor. Imaginați-vă ce probleme sunt la periferia județului nostru. O să-l las și o să-l rog pe domnul Dan Niță să vă adreseze și el câteva cuvinte și mai ales problemele cu care se confruntă cea mai mare și cred că cea mai bogată comună din România în ceea ce privește racordarea la gazul metan. Domnule primar, vă rog. Alimentarea cu gaze naturale a unei comuni este o activitate foarte importantă. O comună nu poate să se dezvolte dacă nu are toate utilitățile. Fiecare investitor care vine în zonă întreabă prima dată care sunt căile de acces sau căile rutiere pentru a ajunge în zona respectivă, întreabă de alimentarea cu energie electrică și a treia alimentare este alimentarea cu gaze naturale. Noi, la Comuna Miroslava, stăm într-un fel destul de bine. Bine în sensul că am reușit ca să alimentăm toate satele cu energie, cu gaze naturale, dar oamenii nu s-au racordat, mare parte din ei, nu s-au racordat la conducta de alimentare datorită unor factori subiectivi, cred eu, pentru că sau obiectiv, pentru că mare parte din ei nu au veniturile necesare ca să se racordeze. Să știți că taxele de racordare sunt foarte mari, taxele sunt stabilite de ANRE, care stabilesc de fapt și taxele pentru extinderile de rețele electrice. Dacă faceți o comparație, o să vedeți, atât în alimentarea cu energie electrică, cât și alimentarea cu gaze naturale, nu, treaba nu merge bine. Și nu numai în Comuna Miroslava, cred eu că la nivel național. Dacă până în anul 2014 alimentarea cu gaze naturale a unei comune era în atenția celor de la Transgaz și atunci când se făcea o alimentare cu energie, cu gaze naturale, intervenea, se făcea gratuit de la conducta care venea în comuna respectivă până la branșarea în casa cetățeanului. Acum, noua lege care a apărut prevede și dă voie unităților administrative să se alimenteze cu gaze naturale, dar legea a apărut, dar normele de punere în aplicare a legii respective, dacă vă uitați atent, să vedeți că nu au apărut. Și atunci stăm pe loc. Deci avem o lege, dar care nu poate fi pusă în aplicare. Greutăți în alimentarea cu gaze naturale, mai ales într-o comună, sunt următoarele. Prețurile sunt foarte mari. Un om de rând sau o bătrână sau un cetățean care are pensie, n-are cum să fie alimentat cu gaze naturale, decât dacă își dă pensia pentru un an. Sau, se spune, depinde de mărimea pensiei respective și nu cred eu că este normal. Prețul crește odată cu mărirea debitului. Dacă are o distanță mai mare, crește prețul pentru racordare, pentru branșare și așa mai departe. Primăriile nu se pot implica în asemenea activitate. De ce? Pentru că, odată, din lipsă de fonduri și, doi, nu au personal calificat pentru așa ceva. De ce n-au personal calificat? Pentru că organigrama nu le permite să aibă. Dacă mergem pas cu pas, o să vedeți că descentralizarea care normal ar trebui să fie făcută la nivel comunal este o centralizare bine pusă la punct din partea guvernanților. Suntem strânși de sau legați de mâini și de picioare. Cred că atâta timp cât mergem pe direcția sau în direcția pe actuală, cred că mare parte din comunile județului Iași nu se pot dezvolta. Și nu cred eu că este bine. Mulțumim, domnule primar Dan Niță. Domnul primar Stelian. Știm cu toții că racordarea la gaze naturale este o necesitate alături de racordarea la apă, la canalizare, în toate comunile județului, pentru că ele constituie
utilități care sunt, care cresc gradul de calitate a vieții și influențează în mod direct gradul de educație, de școlarizare, de incluziune socială și așa mai departe. Este cunoscut faptul că prin acordarea gazelor naturale, normal nu să mai avem pe viitor la școli veceuri în curte, dispensare care fără autorizație de funcționare, deci este mai mult decât necesar ca mai multe comunități, cele mai multe comunități din România și din Jersey să fie racordate la gaz metan. Dar, din păcate, în ultimii 12 ani, chiar legislația ne-a împiedicat foarte mult, în special pentru extinderea rețelelor de gaz în comunitățile noastre. Pentru că pentru fiecare sat într-o comună era necesară o licență obținută prin Ministerul Energiei, care era un lucru foarte greu de realizat. De exemplu, noi la nivelul comunei Stan avem un sat Bogonos care este racordat la gaz metan încă de 12 ani, acum 12 ani, și nu am primit licență de utilizare a gazului metan. Acum, legea 167, care modifică legea 123 a gazelor, a energiei și a gazelor naturale, dă posibilitatea încheierii unui act adițional cu distribuitorii transgazului, în speță la nivelul județului de Gazlin, încheiem un act adițional și putem extinde și utiliza gazul metan în toate statele componente comune. Dar, din păcate, cum spunea și domnul primar Niță, Ministerul Energiei și Guvernul n-au elaborat acele norme metodologice de aplicare, astfel încât comunele să poată încheia acele acte adiționale cu distribuitorii transgazului. Așteptăm și chiar facem un apel pe această cale la Ministerul Energiei să facă demersurile necesare, astfel încât să putem încheia cât mai repede aceste acte adiționale. Pentru că termenul deja au trecut 6 luni, mai sunt încă 6 luni când ar trebui să respecte legea. Știm cu toții că suntem beneficiarii extracțiilor de gaze naturale din Marea Neagră. Dorim ca extracțiile de gaze naturale din Marea Neagră să fie cât mai eficiente și cât mai benefice pentru extinderile de gaze naturale în toată România, astfel încât să nu mai avem la momentul de față doar 30% din populația din România racordată la gaze naturale. Deci gazul racordat la gaze naturale crește calitatea vieții și vrem să fim și să avem condiții ca toți europenii noștri. Mulțumesc, domnule primar Sperian Turcu. Am sunat loc pe domnul primar Benon Moruzi, care deși este la o aruncătură de băți de Iași, are, cred că astăzi, una dintre cele mai mari probleme și nu ține de administrația publică locală, cât mai ales de cea națională și în speță guvernul. Domnule primar Benon Moruzi, vă rog. Gaz, într-adevăr, pe lângă toate celelalte utilități, apă, canal, energie, este un necesar, o utilitate care e bine ca cetățeanul să o aibă ca opțiune în fața gospodării. E păcat că să ajungem în anul 2018 și să aflăm că un cetățean de pe urban și un cetățean de pe rural nu este acea echitate și egalitate de șanse cu privire la accesul la utilități. Nu mi se pare corect ca să treacă atâta vreme să înțelegem că soluția de dezvoltare nu trebuie urbanizată. Trebuie să ducem către cetățean, dacă cetățean există cetățeni care se duc astăzi pe rural și colegul Niță este aici, colegul alături Sălită, la fel. Și la noi foarte mulți cetățeni își aleg să vină pe rural. Cu toate că astăzi ruralul nu oferă ceea ce Piața Unirii ar putea oferi. Deci nu mi se pare corect să ajungem după 28 de ani încă să nu avem o utilitate publică la poartă. Dar, dacă cu privire la apă, canal, drumuri, școli și așa mai departe, era o oportunitate și în proiectul de care le puteam depune cu privire la gaz, această investiție nu putea fi asigurată prin fonduri. Mai mult decât atât, noi am încercat din fonduri locale. Dacă ne ducem astăzi, și concret, Comuna Arunean, încă din 2008 am
hidrosolubilitate, mi s-a dat soluția undeva în Bulevardul Chimiei și am constatat atunci cu domnul profesor Ciocan, din a lui a proiectat, că Iașul e puțin răsturnat, ca să zic așa, cu privire la utilități. În sensul că tot ce există mare infrastructură e pe partea dreaptă a malului Bacului. Gaz, energie, tot ce există infrastructură mare e aici. Dincolo de Bacului a fost trecută doar infrastructura necesară, înființării unui cartier, în principiu în scop rezidențial, dar în scop de dezvoltare au rămas cu mâna dreaptă. Ca să traversăm Iașul din Bulevardul Chimiei până la pod la Aruneanu, jos la Iaz, evaluarea era undeva la 1 milion de euro. Închipuiți-vă că noi banii ăștia, astăzi vorbim cu venitul de astăzi, am face undeva în 5 ani. Noi avem venitul pur din taxe și impozit undeva până la 200 și ceva mii de euro. Ori în acest context, nu cred că găseam înțelegere la niciun primar al municipiului și corect era, ca să scărmânăm Iașul 5 ani de zile să ajung la pod la Aronean cu țeavă. Culmea că restul investiției pe Aroneanu trecea încă la 1 milion de euro. Deci îmi trebuia 1 milion ca să vedem conducta jos și 1 milion ca să facem toată comuna. Astăzi suntem în situația de a avea șansa să treacă gazoductul prin comuna Aroneanu, trecem undeva prin Doroban. Suntem între cei care am reușit să obținem avizul de la Transgaz pentru a ne racorda în gazoduct. Mi s-a dat aviz deja în acest sens. Am actualizat studiul de fezabilitate pentru a ține pasul cu un nou proiect de hotărâre de guvern care stă agățat pe site-ul Ministerului din septembrie, iar în octombrie ministrul se arată, dacă mi-am găsit, vine pe 22-10, mi se pare că are o declarație unde spune că se arată învins de birocrația al cărui șef este și n-a reușit să publice în monitor oficial încă normele de aplicare. Noi, astăzi, la Aroneanu, am lucrat deja proiectul studiului de fezabilitate după acel draft de pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei. Sperăm să, și cum a zis și Stărică, facem un apel și sperăm să-l publice cât mai repede în monitor oficial, pentru a putea continua demersurile în vederea aducerii utilității publice în comunitate. Gazul, firește, poate duce la o viață mai ușoară, atât oamenii în Aroneanu sunt obligați la opțiunea următoare, lemne, pelet sau energie electrică. Energia electrică este foarte scumpă, lemnul deja este și el foarte scump și foarte greu de găsit în ultima vreme, iar peletul este o sursă cu potențial, dar costurile pentru echipamentul unei centrale pe pelet este foarte scump. Sperăm ca aceste aspecte birocratice și de legislație să rezolve cât mai curând pentru a putea continua demersul de investiționare în comunală. Vă mulțumim!